în partea cealaltă era casa lui unchiu, care, după câte vedeți, nu mai e absolut nimic. Sunt bălările aproape cât stâlpii de înaltă tensiune. În continuare, aici la noi au fost două case, după câte vedeți, nu mai e nimic nici aici. În partea cealaltă, vis-a-vis de noi, a fost casa lui tataie, care între timp a decedat și el. Tot nu mai este nimic. Și nici nu există vreodată un acord de înțelegere din partea mea. Poate din partea nouă cineva, da, dar... Intrarea principală era printre ăștia doi brași. Eu am avut șansa să am telefonul buzunar. Eram în grădina de legume Udam, când a apărut prima explozie. A urmat explozia cea mare, suflu ne-a pus la pământ. Când ne-a pus la pământ și am întors capul și am văzut filmul de la Hiroshima cu ciuperca care pleacă, cu resturi în aer, resturi mari vizibile. Asta e alea de intrare. Și intrare către locuințe. Am avut o casă minunată, o casă de 470 de metri pătrați. Era pentru 3 familii, cu 4 intrări, cu bucătării, cu băi, cu căzi, cu absolut totul. Nu, eu vreau ceea ce aveam. Pentru că nu eu l-am invitat să-mi arunce în mijlocul livingului și în fundația mea să mă trezesc cu o cisternă în casă. Nu eu l-am rugat frumos să-mi proiecteze din explozia aceea în mijlocul curții peste foișorul meu un camion care pur și simplu s-a lătopit. Nu noi v-am invitat, oameni buni, să ne distrugeți viețile. Să nu începem de mâine construcția. Pentru că nu vrem să intrăm în terenul omului, să începem o construcție fără a avea actele toate în regulă. Suntem deschiși la dialog și vom face tot ceea ce este posibil în puterea noastră să le asigurăm sprijinul și financiar și material și absolut ceea ce este necesar. Casă și aștept să aud glasul. Costin, du-te la piață, piața fiind grădina. Mai întreb eu o pregătură de mărar, mă duc în bucătărie, nu e. Îmi lipsesc, dacă vrei, partea asta de finețe. Încerc să umplu golul rămas prin alte diverse. Dar îmi lipsește mult. Da, asta e. Piața are un singur sens. Mergem înainte. O să fie bine, zic eu. Așa.
Așa cred. S-a făcut un pic de dreptate pentru familia noastră, adică în contextul în care s-a terminat expertizele. Urmează ca domnii de la Flagra să înceapă să ne vireze din bani. Suntem deja cu acoperiș pe casă. În interior gletul este dat, urmează să se toarnă șapa. Cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră? Groaznic. Este greu să treci în containere, este greu să te uiți cum toată munca ți-a fost distrusă și să o iei din nou de la început. Cel mai mult ne-a lipsit confortul, cel mai mult ne-a lipsit unirea familiei, pentru că noi încă nu suntem uniți. Noi n-am găsit să închiriem, să stăm la un loc. Ne unim când și când în containere. Nu puteam să stăm cu un bebeluș în containere. Ce-a reconstruit și patronii GPL-ului, să-i spun așa, au fost două case, casa lui domnul Gavrilescu și o casă aici lângă noi. În rest, nu au făcut nimic. 150.000 de euro pentru părinți decedați și pentru casă. Și în momentul în care mi s-a propus oferta, m-a ridicat și am plecat. Vă dați seama, nu e vorba de o casă, de o mașină, e vorba de viața la doi părinți. Nu să pune în balanță vreodată chestia asta, de luat bani sau de făcut ceva. În primul și în primul rând m-ar interesa casa foarte puțin. M-ar interesa. Dar în primul și în primul rând să fie trai la răspundere și pedepsiți după ce au făcut. Eu știu cu cine plec la drum, știu cu cine am de-a face și nu o să se facă dreptate. O să vedeți dumneavoastră că la sfârșit de dosar o să se ia 3-4 ani cu suspendare și... Avem puțin la tecuia la exterioară, la fațadă. Eu cred că și în completul de judecată care îi va judeca pentru ceea ce au făcut, eu sunt sigură că se va găsi dreptate.